Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Complexul muzeal Iulian Antonescu, in honorem Viorel Căpitanu. Librăria de criză revine la Onești. Să ne pregătim pentru următoarea meserie, proiect finanțat de UNICEF și Agenția de Dezvoltare Comunitară, împreună la Liceul Tehnologic din Onești. Complexul muzeal Iulian Antonescu Bacău, în parteneriat cu Arhivele Naționale Bacău, a organizat pe 6-7 octombrie Simpozionul Național Vasile Pârvan, manifestare de tradiție desfășurată sub semnul marelui savant român, originar de pe meleagurile băcăoane. Simpozionul a debutat joi, 6 octombrie, la orele 11, la Complexul muzeal Iulian Antonescu. În anul acesta avem mai multe de sărbătorit. Instituția noastră împlinește 65 de ani de când s-a înființat, la 1 aprilie 1957, iar pe 15 aprilie 1957 a fost numit Iulian Antonescu director, patronul instituției noastre. Încă de la început aș vrea să menționez că este alături de noi soția acestuia, Eugenia Antonescu, care ne onorează cu prezența an de an. De asemenea, anul acesta îl sărbătorim și pe unul din primii arheologi angajați la instituția noastră, Viorel Căpitanu, tot în 1957, în septembrie. Dumnealui mâine, 7 octombrie, face 90 de ani. Cu acest prilej îl vom omagia, in honorem. A fost sărbătorit Viorel Căpitanu la cei 90 de ani de viață, iar ultimul său discipol, dr. Cristinel Plantos, i-a mulțumit public. Viorel Căpitanu reprezintă un model de muzeograf, un om pasionat și tolerant care s-a contopit cu meseria lui. Alături de soția lui Florentina, a sacrificat timp din timpul său liber, a renunțat la multe pentru meseria care îi umplu sufletul, dar în același timp a dăruit din munca lui celor dispuși să primească. Profesionalismul, generozitatea și căldura umană sunt câteva dintre darurile primite de la magistrul meu, daruri ce încerc să le folosesc și să nu le pierd. Vă mulțumesc! În semn de apreciere, conducerea Instituției de Cultură i-a înmânat lui Viorel Căpitanu o diplomă de excelență pentru întreaga activitate, dar și o distincție. Proiectul Librăria de Criză revine la Onești. De-a lungul timpului, acest proiect s-a bucurat de un real succes atât în rândul celor mici, cât și în rândul celor mari. Biblioteca de Criză continuă să fie un succes printre oneșteni și nu numai. Da, este un succes pentru că profităm de ocazie de fiecare dată când adunăm un stoc de carte, fie primit prin donație de la oneșteni, fie din cărțile pe care noi le-am scos din circuitul bibliotecii, să le oferim comunității gratuit. Așadar și săptămâna trecută am făcut în două zile acest proiect, săptămâna aceasta și probabil toată luna octombrie, în fiecare vineri, atâta timp cât vremea ne va permite, vom organiza librăria de criză pe esplanada din fața bibliotecii pentru ca cei interesați să vină să-și aleagă o carte sau mai multe și să le poată lua acasă, pentru că chiar avem o ofertă și foarte diversificată de carte. Se bucură de mult succes, am văzut de la elevi de școală, de la prichindei de grădiniță, până la oameni care au, să zicem așa, ghiocei la tâmple, toată lumea vine și se bucură de această inițiativă, lăudabilă de altfel, ce să zicem, e nemaipomenit. Da, avem, așa cum v-am mai spus, cărți din, și de beletristică, avem și culegeri de matematică mai vechi, dar care sunt de actualitate, avem și cărți științifico-fantastice și de poezie, așa că acoperim o plajă cât mai largă pentru toate gusturile și cred că lumea e interesată, mai ales în ziua de astăzi, că s-au scumpit toate. Noi oferim cărți de calitate și în condiții foarte bune, gratuit. Elevii de școală vin cu drag la acest eveniment, dar și adulții care sunt în trecere. Cum te numești? Mi-a Sandei. Și câți ani ai? Asa. Ai așa, am înțeles. Și văd că ai venit să-ți iei o carte. Da. Îți place cartea? Da. Cum te numești? Ivana. Și în ce clasă ești, Ivana? A doua. Și ai venit la librăria de criză și văd că ți-ai găsit ceva. Ce ți-ai găsit acolo? O carte să citesc. Aha. De cu mama.
Bravo! Ce părere ai de inițiativa aceasta? Să vii, să-ți iei cărți? Mie mi se pare un lucru foarte bun, pentru că alți copii nu cred că au bani suficienți pentru să-și cumpere o carte și cred că unii copii au... Chiar se bucură. Da. Mai avem timp să citim așa cu bebe? Foarte puțin, printre picături, cum aș fi spus. Când doarme, probabil, prințesa. Da, exact, când doarme ea mai mult. Încerc mai mult cărți pentru ea, aș căuta. A, normal, e mămica. Hopa, că și ea vrea să vorbească. Da, vrea și ea. E ok. Librăria de criză, un proiect ambițios făcut de bibliotecă. Ce părere aveți despre el? Poate fi o bună oportunitate? Da, poate să fie o bună oportunitate, mai ales pentru tinerii din ziua de azi, care sunt mai mult pasionați de tehnologie decât de cărți. Credeți că mai citesc tinerii? Nu. Eu asta cred că nu prea. Și totuși copilași mai văd pe aici. Copilași de școală? Da, cei mici da, dar cei de vârstă cu mine nu cred că mai citesc. În schimb, ea cu siguranță va vrea să vorbească. Ea, sigur, a început de micuță, deci da, cred că da, sigur o să vrea. Într-adevăr, chiar mă întreb, așa malițios fiind, câte cărți mai rămân în bibliotecă, dar nu sunt cele din inventarul cărții bibliotecii, ci sunt cele care sunt aduse, dăruite de alții oneșteni, poate cei care pleacă în afară, care se mută cu totul, ca să spun așa, dar nu sufletește în Occident sau în alte țări mai dezvoltate și iată, lasă cărțile în grija bibliotecii, care la rândul ei le redau către noi, în grija noastră. Există un curent în afara țării, ca să zicem așa, de reutilizare, refolosire. Știți cei trei R de dinainte de 89, recondiționare, reutilizare, refolosire și uite că o carte poate fi citită de mai multe generații. Da, aici e vorba de cu totul altceva, deci chiar puțin mai mult o reutilizare spirituală. A cărților, ceea ce este grozav din punctul meu de vedere. Nu știu dacă în alte orașe din țară se mai face practic așa ceva. Mă bucur că totuși la Unești se face. Crucea Roșie Bacău a găzduit vizita mai multor reprezentanții mass media din regiunea Moldovei, fiind urmărit impactul activităților proiectului Echitate pentru Sănătate, Echitate pentru Viață mai Bună în viața comunității din satul Buda, comuna Blăgești. Acest proiect, să știți că a pornit cu dreptul, în sensul că am găsit înțelegere și dorință din partea atât a copilor cât și a părinților să se implice în această activitate. Dovadă este și prezența acestor mămici în această zi această sală de clasă, deși, dat fiind situația, copiii au fost liberați, dat fiind ziua marcată, ziua învățământului. Cu satisfacție pot spune că acest grup vulnerabil, comunitatea romă din cele două comunități alese în proiectul dumnealor, Comăneștiu, care Șupanu, care este o comunitate compactă de romi și cunoscând problemele multiple care le au comunitatea și aici comuna Blăgești, cu cele câteva sate Poiana Negustorului, Valea lui Ion și Buda, despre beneficiile acestui proiect, ei le cunosc și le simt. Faptul că reușim împreună cu Crucea Roșie să le asigurăm servicii medicale, să le asigurăm măsuri, să învețe. Chiar sunt foarte încântate doamnele și copiii că învață lucruri pe care nu are cine să le învețe și nu au de unde. Chiar stăteam de vorbă cu câteva mămici și le spuneam, este important acest lucru pentru voi, cât este de important. Și toate spun că este foarte important, fiindcă astfel de lucruri, nici cu banii, să le plătească, nu le pot capta și cineva să le asigure. Iar faptul că există această echipă care se ocupă și spun cu bucurie că este un proiect care chiar se duce acolo unde trebuie. Proiectul Echitate pentru Sănătate, Echitate pentru o Viață mai Bună este implementat în perioada februarie 2022-septembrie 2023 de către Crucea Roșie Bacău, în parteneriat cu Primăria Blăgești, unde suntem astăzi, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală și în colaborare cu Consiliul Județean și cu instituția Prefectului. Spunea și domnul director despre importanța finanțării. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2014-2021 în cadrul programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și creșterea incluziunii romilor, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială în calitate de operator de program.
cadrul activităților din proiectul ăsta, care experții de la Crocea Roșie au venit în comunitate și deja noi am mers în fiecare lună, avem deja și liste în așteptare cu mame care doresc să participe la aceste cursuri și sunt interesați. Noi suntem foarte încântați că pe lângă activitățile de la școală cu elevii și cu mamele de la cursurile de prim ajutor, mergem și cu ambulanța la domiciliu și facem consultații gratuite, bineînțeles că sunt proiect cu medic, vă prescrim medicamente, vă îndrumăm, toate astea care se fac, fișele de monitorizare din proiect la pacienții cronici și vârstnici, merg la medic de familie și au și ei cunoștință de ce am făcut noi activități cu voi. Echipa Crucii Roșii Bacău, formată din asistent medical și instructor de prim ajutor, au susținut un atelier de prim ajutor, intitulat Mama și copiii. A fost o activitate dedicată exclusiv femeilor care sunt încurajate să participe alături de copii. În cazul atelierelor au fost prezentate tehnici de bază universal valabile pe care le poate practica oricine fără niciun fel de experiență medicală. Deci, copilul dumneavoastră s-a necat. Ce faceți cu mânuța aceasta? Îl întoarcem, da, avem grijă la cap, da? Îl întoarcem ușor, da? Și lovim. Așa, și ne uităm și jos, da? Dar, în general, bebelușii se apucă de prânz dacă își revin, da? Ținem capul bebelușului. Bravo, mumica, bravo! Și suflăm atâta cât este năsuc cu și gurița, da? Cu aerul dumneavoastră din guriță, da? Și vedem că nu dă semne de nicio culoare. Procedăm din nou, da? Am sunat la 112, deci mămica. Așa, da? Așa, toată manevra este să ținem capul, să nu facem traumă de coloană cervicală, da? Și ni se lovim în spate. Bun. Dacă nu, facem resuscitare. Cum v-am învățat? Trei degete pe torace, da? Rămân două aici, pe piept, în mijlocul pieptului, cum zicem noi. Și apăsăm. Da? Facem insuflări. Cu cât aducem aport mai mare de oxigen, cu atât de peluș. Da? Și sunăm la 112. Se învață multe lucruri care nu le știm. Despre copii, despre oamenii în vârstă care trebuie ajutați. Ce ai învățat astăzi? Am învățat cum să facă o resuscitare, adică să-i facă aer. Așa, să-i facă comprese, masaj. Și ca să ne spălăm dimineața când încezăm pe mâini. Așa. Și pe dinți. Dar de ce să ne spălăm pe dinți? Ca să nu facem carii. Așa. Pe mâini ca să nu avem microbi. Am învățat să ne spălăm pe mâini, pe ochi, gâtul, urechile, să ne sfectăm pe mâini. Da. Și o să vin la toate ședințele, că chiar e ceva care trebuie să știm. Mulți oameni sunt care vor să știe ce e viața omului, ce e foarte important. Tot ce e mai important, cum să resuscităm, cum să îi întoarcem sau cum îi găsim în stare de inconștiență sau alcoolemie sau multe. De situații din acestea? Până acum nu. Proiectul Echitate pentru Sănătate, Echitate pentru Viață mai Bună este implementat în perioada 1 februarie 2022, 30 septembrie 2023 de Crucea Roșie Bacău, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. La Liceul Tehnologic din Onești este în curs de implementare proiectul finanțat prin UNICEF și Agenția de Dezvoltare Comunitară împreună, sugestiv intitulat Să ne pregătim pentru următoarea meserie. Proiectul a fost demarat în luna aprilie acestui an, iar la finalul acestei luni acesta se va încheia. Ne bucurăm că astăzi putem să desfășurăm acest proiect minunat, un proiect de microgrant pe care Liceul Tehnologic Onești l-a câștigat în luna aprilie 2022. Acest proiect este susținut de reprezentanța UNICEF la nivelul județului Bacău și de Agenția de Dezvoltare Comunitară împreună. El vizează educația inclusivă de calitate, facilitarea tranziției de la gimnaziu la liceu, așadar îi are în prim plan pe elevii de școala gimnazială din clasele a 8-a
și pe elevii de liceu din clasele a 9-a și a 10-a, fie liceu, fie o școală profesională, cum este în cazul nostru. Astfel, elevii sunt încurajați să colaboreze, să desfășoare activități în parteneriat și prin aceste întâlniri, ei să schimbe idei, să se încurajeze unii pe alții și să afle cum pot să întâmpine problemele sau provocările care pot apărea în primii ani ai școlii profesionale, astfel încât ei să-și continue studiile, să finalizeze învățământul obligatoriu și să continue studiile în domeniul pe care și l-au ales. Obiectivul principal al proiectului este motivarea elevilor pentru continuarea studiilor și finalizarea învățământului obligatoriu. Grupul țintă este reprezentat de elevii școlilor gimnaziale cu care noi am încheiat un parteneriat, Școala Gimnazială Răducanu Roseti Căiuț și Școala Gimnazială Urechești, iar beneficiarii indirecți ai proiectului sunt cadrele didactice, diriginții claselor a 8-a de la școlile gimnaziale partenere și părinții care și ei, la rândul lor, desfășoară activități împreună cu elevii pentru a-i putea înțelege mai bine, pentru a-i putea susține și pentru a-i putea ajuta să-și finalizeze studiile și să treacă prin școala profesională cu succes. Activitățile sunt și activități teoretice și activități practice. Activitățile teoretice constau în discuții între elevi, coordonați de maestri instructori, coordonați de diriginții acestora, prin care ei fac schimburi de idei și își povestesc experiențele prin care ei au trecut, iar activitățile practice se desfășoară în laboratorul de alimentație de la Liceul Tehnologic Onești și includ activități de organizare a meselor festive, de preparare a produselor din aluat, cum ar fi brânzoaice, preparate de deserturi, de feluri principale, tocăniță, cum avem astăzi, sau gustări calde și reci. Practica este un element important la nivelul liceului nostru, chiar și elevii care își aleg alte profiluri, precum cele din domeniul mecanic sau din domeniul electric, beneficiază de ore de practică, astfel încât să se formeze și să-și creeze o carieră de succes. Echipa liceului este formată din profesori bine pregătiți, dornici să participe la astfel de proiecte, iar coordonatorul echipei, domnul director Adrian Sergentu, gestionează toate aceste activități pentru ca ele să fie îndeplinite cu succes. Elevii noștri merg la concursuri pe meserii, la olimpiade, obțin premii la concursuri atât în țară cât și în străinătate, atât la nivelul județului Bacău cât și în celelalte județe, astfel încât și cu ajutorul partenerilor noștri economici, elevii se pregătesc să devină profesioniști în domeniul pe care ei și l-au ales. Extrem de încântați de activitatea efectuată au fost elevii liceului implicați în acest proiect. Ce-ți place cel mai mult să gătești? Și ce crezi că e cel mai ușor în opinia ta? Nu știu, orice din bucătărie. Serios? Da. Care e cel mai greu atunci preparat? Nu știu, niște produse tradiționale. Produsele tradiționale sunt grele? Da. Am înțeles. Vei fi șef după ce vei termina liceul, nu? Da. Unde te vezi cam așa peste 2-3 ani? Nu știu, bucătar. În bucătar? Da. Îți place bucătărie? Da. În ce clasă ești? Sunt a 11-a bucătar. Și îți place? Da, foarte mult. Ce îți place cel mai mult în bucătărie? Să pregătesc mâncare. Ce anume îți place ție? Sau ce preparat e felul tău special? Nu neapărat de pregătit, dar și de mâncat. Pastele. Îmi plac foarte mult pastele să gătesc. Foarte tare. Nu sunt grele de făcut? Nu, nu. Cel mai ușor. Și cel mai complex preparat care ar fi în opinia ta? Fructele de mare. Opa, de ce? Pentru că sunt foarte greu de ajuns la gustul pe care trebuie să-l aibă. Și unde te vezi peste câțiva ani? Un șef cunoscut. Serios? Da. Ai ambiții mari? Da. Ok, un mesaj pentru cei care ne urmăresc, dacă e, să vină să îmbrățișezi de această meserie. Pare ușor aiurea, știi, de băieți, dar chiar e foarte faină și cred că ai învățat foarte multe. Da, chiar așa, este o meserie foarte frumoasă, plus că dacă te ambiționezi, câștigi și ceva bunuț și ești super, super încântat. E de viitor? Da, da, da. Ok, un mesaj pentru cei care ne urmăresc, tinerii de vârsta ta? Muncesc mai mult ca să ajungeți unde vreți. Am văzut că pregăteai în bucătărie tocăniță sau guiaș, n-am înțeles exact. Tocăniță. Tocăniță. De când ați început să mânciți la tocăniță? A fost greu? E bune genul de activități pentru că îmbini cunoștințele teoretice cu cele practice? Da, foarte bun.
Am înțeles. Îți place să gătești? Foarte mult. Ce îți place cel mai mult să gătești? Orice. N-ai un fel pregătit special? Nu. Nu? Nu. Dar ce e cel mai greu de gătit, în opinia ta? Încă n-am reușit să vă explic. N-ai găsit un preparat? Da. Să înțeleg că pentru tine e o pasiune, deci tot ce... Da, o pasiune foarte. Când ai venit la liceu, știi că o să-ți placă să fii șef? Da. Serios? Foarte serios. Da? Deci a fost o prima opțiune pentru tine, nu? Da. Felicitări și spune-o întreabă, șef. Mulțumesc. În ce clasă ești? A noua treia. Ești boboacă? Da. Cum e la liceu? Este foarte frumos. Ce-ți place cel mai mult? Efectiv totul, pentru că este pasiunea mea. Serios? Da. Te-am văzut aici, ești toată numai suflet, ți-ai ajutat colegii, te-ai băgat peste tot, văd că ești în elementul tău. Orice să fac, tot ce-mi place. Să înveți mai cât mai mult, da? Da. Am înțeles. A fost din prima opțiune a ta să vii la acest liceu? Da, fără îndoială. De unde ești? Din Gurea Voiei Onești. Felicitări pentru implicare, te-am văzut aici sufletul activităților. Apel umanitar. Un incendiu devastator mistuia sâmbătă 17 septembrie, ora 22:30, toată agoniseala familiei Negru din satul Străminoasa, comuna Plopana, județul Bacău. În urma incendiului, toate bunurile, chiar și animalele din gospodărie, au fost mistuite de flăcări. Astfel, acest tragic eveniment a lăsat pe drumuri o familie cu 3 copii cu vârste ce pornesc de la 2 și până la 6 ani. Matei, de 2 ani, Miruna, de 4 ani, Maia, de 6 ani, împreună cu părinții, sunt nevoiți să doarmă pe unde apucă. Ei au rămas doar cu hainele de pe ei. Bunica acestora a fost chiar internată în Spitalul Județean Bacău, sub supraveghere atentă a medicilor, după ce a fost salvată din ghearele flăcărilor. Haideți să ajutăm această familie să aibă o casă nouă. Orice ajutor este binevenit și ne dorim să ajutăm să treacă cu bine peste acest moment de cumpănă. Pe lângă fonduri necesare, este nevoie de electricieni, instalatori, dar și persoane voluntare care să-i ajute cu ridicarea casei familiei Negru din județul Bacău. Comuna Plopana, sat Străminoasa. Pentru donații puteți accesa conturile Negru Ion, IBAN în lei RO 08 BTRL RON CRT 0 CI 401 6201. În euro RO 52 BTRL EU R CRT 0 CI 14 016 201. SWIFT BTRL RO 22. Vă salutăm, dragilor! Suntem familia Negru, o familie obișnuită, oameni simpli și în momentul de față ne aflăm într-o situație foarte dificilă, că, cum se vede, am rămas fără acoperiș deasupra capului. Mama, după cum este? Rupă? Cea mai mare problemă este că se apropie iarna și nu știm încotro să apucăm. Având și 3 copilași mai mici, acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă, 8 octombrie, cerul va fi parțial noros. Mercurul în termometre urcă până la valori de 21 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 8 grade Celsius. Duminică, 9 octombrie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 21 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 9-10 grade Celsius. Luni, 10 octombrie, cerul va fi unul senin. Maxima zilei urcă până la valori de doar 18 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 5 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.